Criza de donatori a început să fie resimțită încă de la începutul acestui an, atunci când Ministerul Finanțelor nu a mai alocat fonduri centrelor de transfuzii din țară pentru decontarea transportului donatorilor. Efectele acestei măsuri au fost repede simțite. Dacă în județul Buzău în jur de 800 de donatori fideli treceau lunar pragul centrului pentru a dona lichidul vital, în prezent numărul acestora s-a înjumătățit. De la începutul anului, din nefericire, pe baza unei adrese primite de la Ministerul de Finanțe, nu am putut face decontarea transportului donatorilor care vin din județ la nivelul centrului. Am avut discuții cu primăria, care până la urmă a înțeles că acest lucru este absolut necesar și avem promisiunea primăriei că în săptămânile următoare vom începe decontarea transportului. Este destul de greu ca donatorul să se deplaseze până la primărie ca să-și deconteze transportul, dar având în vedere că este un drept specificat în legislație, sperăm ca donatorul să vină să doneze din județ și să meargă la primărie să deconteze transportul. Pentru a face față cererii spitalelor din București, conducerea Centrului de Transfuzii Sanguine Buzău a decis să recolteze sânge cu ajutorul celor două unități mobile la Râmnicu Sărat și Nehoiu. Am fost oarecum obligați să facem aceste campanii și mulțumesc foarte mult celor de la școala post-liceală din Râmnicu Sărat și spitalul Râmnicu Sărat, precum și spitalul din Nehoiu, care ne-au găzduit de fiecare dată și ne-au pus la dispoziție spațiul necesar. A fost nevoie să plecăm în colectă mobilă și probabil o să mai mergem în aceste colecte datorită faptului că la nivelul centrului, v-am spus, numărul donatorilor a scăzut, dar nu a scăzut și cererea de sânge. Problema a ajuns și pe masa reprezentanților din primăria Buzău, care s-au angajat să susțină cheltuielile de transport pentru donatorii din mediul rural. Am găsit o soluție pentru a veni întâmpinarea acestor cetățeni și pe baza unui formular ce va fi completat în momentul în care donatorul se prezintă la centrul de transfuzii, el va veni împreună la direcția economică, la casierie, unde va prezenta acest formular cu datele de identificare și biletele de călătorie și pe loc îi se va deconta aceste sume cheltuite pentru transport. În prezent, orice donator care se prezintă la Centrul de Transfuzii Sanguine Buzău primește 7 bonuri valorice de masă, o scutire medicală pentru facultate sau serviciu și un set complet de analiză a sângelui, a cărui rezultate pot fi ridicate în 3 zile de la data recoltării.